În cursul zilei de ieri a avut loc ședința ordinară în sala de ședințe din primărie, iar pe ordinea de zi s-a aflat și hotărârea conform căreia două străzi din Făgăraș să aibă alte nume. Aleșii au decis ca strada Tudor Vladimirescu să schimbe numele în Constantin Brâncoveanu. Această denumire vine pentru a se evita confuzia cu cartierul care poartă același nume și pentru a aduce un omagiu voievodului care și-a purtat pașii cu toată familia pe acea stradă. Un alt motiv este că pe strada Tudor Vladimirescu se află și biserica ctitorită de Brâncoveanu care poartă numele voievodului. Mai mult, acest an a fost declarat anul martirilor brâncoveni. O altă stradă care și-a schimbat numele oficial drept Strada Uniunii este cea care face legătura dintre strada 13 decembrie și Negoiu. Colegii au propus să se numească Constantin Brâncoveanu, fiind anul brâncovenilor. Iar legătura dintre strada Negoiu și 13 decembrie se va numi Uniunii. În momentul ăsta ea e identificată ca denumire Uniunii. Doar locuitorii știu că se numește Negoiu. Ca să nu mai fie confuzia strada Negoiu-Gară cu strada Uniunii, astăzi se va numi Uniunii. Așadar, începând de ieri, locuitorii de pe aceste străzi trebuie să țină cont de schimbare și să prezinte actuala denumire când sunt întrebați unde locuiesc. De asemenea, edilii mai au de ceva timp în plan și schimbarea denumirii străzii Vlad Țepeș cu numele profesorului Traian Duță. Alte nume de personalități la care s-au gândit edilii sunt Ștefan Mailat. El a fost singurul voievod al Transilvaniei, originar din Făgăraș, dar și părintele Arsenie Boca, cel care este atât de iubit în țara Făgărașului.